Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze furtunoase în platoul Ai Umor pe Dragoș Pop! Respect! Vă mulțumesc pentru invitație. Sincer, nu mă așteptam. Nici noi. Eu mă ocup cu teatru, cu teatru adânc, profund. Dar totuși, am zis, totuși dacă vin, să vin cu niște glume subtile. Subtile, hiperinteligente, cele mai inteligente glume pe care le-ați auzit ever. Frisonant de inteligente. Unele sunt atât de inteligente cât nu mă prind nici eu. Dar nicio problemă, dacă cumva sunt prea inteligente, o să reduc un pic ca să putem comunica. E ok? Wow, mulțumesc mult! Ok, să începem. Luna trecută am vizitat Amsterdamul. Sau, așa cred. Dacă mama ta se troznește cu unchiul tău, iar tu vrei să-ți ucizi unchiul în urma vizionării unei piese de teatru regizată de tine, înseamnă că tatăl tău a avut o problemă cu urechea. Hamlet. Frumos, da, frumos. Da. O să cobor un pic nivelul și o să ajungem exact să comunicăm direct. Cred că asta este pentru Delia. Delia, ceea ce nu te omoară, te întărește. Semnat Ana lui Manole. Întotdeauna când mă duc la câte un hotel, iau semnul pe care scrie nu deranjați, sub care scriu chemați poliția și l-atașez la o altă ușă. Ați observat că sămânța adulterului stă chiar în inima textului cununiei religioase, pentru că textul spune femeia trebuie să fie supusă bărbatului și nu se precizează niciun nume. Cum este banul, ochiul dracului, dacă cea mai bogată instituție din lume e biserica? Oh, mersi mult, mersi. Când am văzut că pe Insta am 12 follower, mi-am spus, Jesus! Cum îi semnalizez soției mele că e timpul să facă curat? Mă plimb ca un flamingo prin casă. De fiecare dată, după ce facem sex, mă rog, dragoste cu soția mea, din reflex îi dau bani. Așa, după ce m-am căsătorit, am ajuns la concluzia că sexul pe bani e mult mai ieftin. Oh. Soția mea a ajuns la inima mea din prima clipă, pentru că la prima întâlnire mi-a spus, dragule, am să-ți gătesc și spăl toată viața. Nu sunt de acord că femeile trebuie să stea toată ziua la cratiță. Nu, nu, nu. Altfel, cine ar mai face curat? Corect. Corect. Nu? Corect. Ca să nu intre în depresie postnatală, i-am cumpărat soției mele un odorizant de cameră, ce de fiecare dată când trece pe lângă ea, face ps-ps. Super! Asta da. Super, fin. Subtil, dar da. Genial. Am o fetiță de 4 ani și seamănă perfect cu mine, tot unul la unul. E deșteaptă, na. Și m-am gândit când fetița mea o să mă întrebe, tati, eu, de unde am apărut pe lume? Din iubirea voastră nețărmurită de mare, din sufletele pereche care s-au contopit, de acolo, tati, de acolo am apărut eu. Am să-i răspund, nu chiar. Tu ai venit pe lume din hol. De pe jos din hol. Nu mai țin minte că eram mai mulți. Ce fain sunteți! Ieri, pentru prima oară, am mâncat carne de porumbel. Se tot pe mașină. Cea mai crescută rată a suicidului în rândul bărbaților din toată lumea, știi unde e? Ungaria. În Ungaria. Știi cum sunt femeile alea? Mortale! Știți care e cea mai grea parte a programului Prima Casă? Cea mai grea parte a programului Prima Casă e să-ți convingi părinții să plece. Bun! De departe. Bun! În România există următoarea înșiruire de localități. Absolut adevărat și verificabil. Albești, Gândești, Belești, Măciuca. Wow. Absolut verificabil. Cum se numește un țigan la conservator?
student xenofobilor. Ieri mi-a căzut în mână cartea scurtă istoria Heliului. N-am mai putut să o las jos. Hello! În viață este esențial, dragii mei, să citiți 10 cărți fundamentale, 7 și mai 3. Cum, Dumnezeu, să combați drogurile în rândurile adolescenților când drogurile sunt împărțite pe clase? A sunat clopoțelul, fiecare la clasa lui. Ok, și fetița mea de 4 ani, vreau să o dau la chineză, vreau să învețe chineză, cine știe, poate la 6 ani își face singură hăinuțele, pantofiorii, telefonul. Cu ocazia pandemiei am început să dezvolt cu soția mea un sex fantastic, se numește sexul covidian. Cum e ăsta, ne trăznim în dragi și dacă nu are orgasm, o declar asimptomatică. Foarte bun. Ok, să intrăm la zona cu adevărat hard. Povesteam cu soția mea despre cine e mai sofisticat, bărbatul sau femeia. La un moment dat, soția mea zice, câte tipuri de orgasm feminin cunoști? După care ia fața asta. Știți? Exact, fața asta ceva între milă și deznădejde. Știți? Femeile au așa ceva. Știți, noi ca bărbați, din când în când o mai observi așa și zici, la ce te gândești când se uită așa la tine? Tu moșmondești ceva de la să pui dracul împreună un pat, nu știu ce îți rămân, vreo 3 ore moșmondești și zice, ce faci acolo? La ce? La ce te gândești? Ia? Nimic. Soția mea merge mai departe și soția mea zice, în timp ce moșmondez la chestia de la 3 ore, nu pot să cred cât de mult te iubesc. Gândiți-vă că e acea față pe care, să fac o comparație, ar fi perfectă. Știți, când stau pisicile în geam și se uită la stăpân care se joacă cu câinele și tot aruncă mingea și câinele aruncă mai departe. Aruncă mai departe, aruncă noroi. Hai că ți-o aduc. Și o vede pe pisică și se uită la pisică. Tu ce ne distrăm, hai. Aruncă. Și pisica stă efectiv în geam, se uită la câine. Doamne, ce prost e câinele. Se uită și la stăpân. Doamne, ce prost e și stăpânul ăsta. Bun, și cam asta era atitudinea. Și zic, evident, în capul meu era tipuri de orgasm. Adică sunt mai multe. Și am zis, cum, ca să nu par tâmpit, am zis, cum, câte tipuri? 3. Zice ea, nu. Și îmi înșiră vreo 15 tipuri de orgasm. Vreo 15, n-am reținut decât câteva. Știați că există orgasmul prin presiune? Wow, fantastic, cum e? Și soția mea zice, nu vii să stai un pic pe mine. Și se aude așa. Ah. Wow, am zis, fantastic, există. Oricum ăsta e orgasm pentru grăsani. N-am trosnit-o, dar am turtit-o. Perfect. Cum ar fi să mergi prin bucătărie și tragi frigiderul pe tine? Puff. Și ea se aude din cameră, ce faci, Neluțu? Iar ai tras frigiderul, da, așa de bine mă simțesc. Mă rog, ăsta e Ardelean. Zici, al doilea tip de orgasm, știați că există orgasme multiple. Adică și la 8 ore după ce s-a terminat, poți să ai orgasm. Și există un alt tip de orgasm care pe mine m-a fascinat, este orgasmul punctului G. Știți ce e punctul G, nu? O bobiță de mazăre, de dimensiune așa mică, în interiorul vaginului, pe peretele superior, la vreo 6-7 cm. Deci pot să ajung și eu. Eu niciodată n-am reușit să ajung la acest orgasm cu soția mea și consider că, fiind un guroaică, probabil ori l-o pierdut, ori l-o furat. Mersi mult! O seară bună! Mulțumim! Show-ul nu se... Ți-a cam plăcut videoul! Noi ne bucurăm! Ia să vedem dacă dă like! Nu uita că poți să te abonezi și la canal, dar și la notificări. Cine râde primul, râde mai bine. Hai, play la următorul. Aici, mă. Aici. 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 Aici.